10 fără un sfert. Refugiu Coștila. Traseul nostru. Pe aici și pe aici și ajungem acolo. Pregătirea de creasta Coștila Gălbinele. Aici e urcarea. Țeam cu mic și jos Bușteni, în zona aia. Prima lungime, creasta Coștila Gălbinele. Baftă. Poți să încep să te schimbi, să spui papuci și să mă scoți. Okay. Lungimea numărul 2. Cordelina acolo de anul trecut. De când am dat fail și am dat rapel. Ulcerul florilor de colț, asta de aici, sus. Ancorele. Și aici, pe panta cea mai mică așa. Ideea este că trebuie ajuns la copăcelul ăla de... Deci aici, așa, așa, trebuie ajuns la tavanul ăla de acolo. Deci atenție foarte mare, nu la ăsta de aici. Piciorul aproape fără priză. Ce? Da. Asigur.
Am asigurat la al doilea piton. Am asigurat la copăcel. Dăm coardă, blanaua. Am terminat și lungimea numărul 4. Exact cum am făcut-o cu 2 ani. Exact la fel. Și avem și un view frumos așa, cum ne place. Vezi de blanau. 12. 12 fix, am terminat lungimea 4. O aștept pe Ștefania, vine. Imediat se încalță și ea și îi dă în sus. După avem de mers pe aici. Ștefania urcă lungimea numărul 5. Lungimea numărul 5. Uite, acum ai putea să-mi faci una. Stai puțin. Stai așa. Poți să iei mai pe jos un pic, acolo, în da. Mai era un spin jos. Dar n-am mai. Ok. Yeah. Super. Super. Wow, ce frumos să văd hornurile cu oștilii. Hornurile cu oștilii. Upsii, am terminat și lungimea numărul 5. Am terminat și lungimea numărul 5. Ștefania, cap pe ea. Țan cu mic. Bușteniu. Forță. Lungimea numărul 6, printre jnepeni și ajungem în zona asta. Pornește vertical pe mic dietru, la finalul căruia cotește dreapta. Mai o porțiune de cățărare verticală, începând cu un dietru și continuându-se cu o fisură. Uite acolo! Zona e asigurată bine cu tone și ancore chimice, 30 de metri, 5 plus și lungimea au 25 de metri, 6 plus. Lungimea numărul 7. Aici avem două ancore chimice. Pleacă Ștefania pe ea. Cum să mă auzi? E 1, la voi. La unde e? Ora 1 fix. Da, 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 da. Ștefania în fisură. Lungimea numărul 7. Pe aici, prin driedru dreapta și mai vedem.
plec eu în lungimea numărul 8. E și cea mai tare lungime, 6 plus. Da, nu știu, cred că s-a lăsat doar iarba. Ah, uite că merge să-l iei în brațe. Da. Când cer să-l fac liber. De aici. Termina lungimea numărul 8. Acum pornim așa. Ștefania a plecat pe lungimea numărul 9. Ascendem stânga, după fisură, a ajuns în brână, în brână de stâncă, sub un tavan. Oh, shit! Da! Ok! Parapant. Lungimea numărul 9. Din lungimea numărul 9, aici Ștefania. Trec cu brâna, am ajuns în regrupare. Lungimea numărul 10. Am asigurat? Continui! Pania pe lungimea numărul 11. Văd că s-a pune puțină burnițeală. Să vede aici în oraș. Lungimea numărul 11. Se urcă așa.
După aia dreapta. Tenaș și lungimea numărul 11. Picură, momentan. Așteptăm să iasă soarele, fiindcă o să iasă. Ia uite ce views. Wow, de acolo am pornit noi. Fix acolo de jos. Și în Bușteni încă mai picură. Lungimea numărul 12. 12? 12. Da. Hai să o citim un pic. Să vedem ce zice. Lungimea numărul 12. Avem 12 cu 13 legate aici. Se urcă o fată căsută ușoară, grad 2, se continuă cu o rampă Hornules până la o regrupare intermediară, două trepitoane. După ce o depășim, traversăm stânga pe rampa de stâncă, mergem până la capătul ei, apoi ținem casa până la un mic pinten. În zona cutiei cu... Aolo, cred că o să mai facem... Nu, mai facem una. Cred că da. O să mai facem una, da. După, acolo la baza alea. Da, ok, hai că mai facem una acasă. O să frece asta ca naiba. Da? Hai că mă duc la nou. Deci asta e o regrupare intermediară, așa, 11 da. Plus, așa. Și vin și eu după. Da! Ok! Făcut o regrupare intermediară pe lungimea 11. Asta ar fi lungimea numărul 13. Avem aici o ancoră și un spit. Făcut-o la Adidas pe asta, nu? Nici nu mai țin minte. Aici la aderență merge cam la limită cu ăștia, cu Adidas și să știi, puneți, să spui aia. Terminat. Bine și Ștefania, suntem înconjurați numai de ploaie. Ploaie, 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 ploaie. Și picură încet, vedem. Pleacă Ștefania, nu putem să o numim lungime, dar preferăm să ne asigurăm. Pe creasta matematică printre șneperi. Să ajungem acolo, în BMC, și o să coborăm pe aici, pe Brânăria. Plecat și pe ultima porțiune. Ploaie, ploaie. Și dăm să nu ne ude coarda, că nu are tratament. Se vede vârful omul de acolo. Și... Da, deci este ora 4 fix. Deci cât am făcut? 6 ore jumate. E foarte bine. Am terminat creasta cu 6 binele, mai trebuie să mergem aproximativ 300 de metri pe creastă ca să ajungem în BMC. Acum o să băgăm coarda, că picură.
Totul fain. O scurtă ploișică la ora 4 o'clock, 4 și un sfert. Am terminat treburile. Plouă cam peste tot. Hai să-i dăm. Asta este. Hai să dăm bătaie. 300 de metri pe creastă, BMC, până aerian. Căprițe pe BMC-ul, aici. Ce priveliște faină aici la Azuga, când mărește. Niște omenași pe Bârna Iriană, urcă se pare. Noi urmează să intrăm pe BMC-ul. Căpriță, ce faci? Aolo, ce frumoasă ești! Ia uite ce frumos merge! E timidă! Ceva condiții de-astea, rainy. Păi dăm ușor în jos pe ierburi ăsta, vedem. Coborârea pe Bârna Iriană. Ora 6. Căprițe, ce faceți? Ești cu puiuțul? Ce micuț e! Ia uite-le! Poate... Ia uite-le, uite-le! Ia uite-le, că merg pe aici până. E, să retrag și le la nani. Muzica asta ambientală, mă, ca secundă.